Bună seara, sunt Alexandru Ducanu, suntem la Economia 21 împreună cu Victoria Serman, autoarea celui mai nou și intrigant roman apărut în România, Rămâi insula mea de cannabis, un titlu provocator. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Alexandru, mulțumesc frumos de invitație. Ești un om de corporație, de multinațională, să-i spunem așa. Iată, acum într-o nouă ipostază, aceea de scriitoare de beletristică. Cum s-a născut în tine? Bănuiesc că nu a fost ceva care să apară peste noapte. Cum s-a născut pasiunea pentru scris și care au fost etapele? Știu că ai mai avut anumite publicații, capitole, prezențe, scrii pe o publicație online foarte cunoscută, dar acesta este primul roman. Absolut. Cred că în sufletul meu am scris întotdeauna, de când mă știu, de când am știut să scriu. Dar a fost numai în sufletul meu. Nu m-am gândit niciodată că voi publica, nu a fost un demers pe care să-l cred, să-l vizualizez ca ieșind la lumina zilei. Era ceva pur și simplu interior care mă pasiona pe mine, da, scriam inclusiv fizic, dar nu pentru a fi citită, doar că a fost la un moment dat un factor declanșator. Această carte care are o viață absolut independentă, este o carte care s-a hotărât singură, care și-a luat decizii singură, o să vă povestesc, s-a născut în urma unui cadou pe care l-am primit. Am primit o carte pe care am citit-o și care nu numai că nu mi-a plăcut, dar am considerat că nivelul este extrem de jos. Apoi, cum spun la toată lumea, nici Balzac Era nu-mi place o tot. carte scrisă de un autor român sau străin? Are relevanță? Da. A fost un autor român, dar Bănuiam, dar am vrut totuși a să... fost un autor român, dar nu acest fapt a declanșat practic nașterea romanului meu, cât admirația pentru acest om. Mi-am spus, sau m-am întrebat mai bine zis, cine sunt eu să critic munca unui om care a mers până la capăt acolo unde eu nici măcar nu am început. Și m-a frământat această întrebare 3 nopți și după 3 nopți m-am apucat de scris. Asta se făcea după cele, în medie, 14-15 ore de serviciu, după ce culcam copiii, în jur de 10-11 mă apucam de scris și putea continua până la miezul nopții, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimineața. Pentru că ești om de corporație, da? 20 de ani de lucru în companie, de mare, companii de mare învergură. Ai făcut un management de proiect cu etape, timpii, resurse și așa mai departe, sau a fost totul foarte intuitiv, aproape poetic, să spunem? A fost foarte intuitiv. Această carte a vrut să iasă. Apoi, dacă este să mă uit înapoi, să fac analiza procesului prin care s-a născut această carte, cum am ales subiectul, cum am lucrat pe diversele scene și scenarii, pot găsi și explicații logice. Deși știm că partea conștientă a creierului este o parte absolut minimă din mecanismele care se întâmplă în spate. Dar pot decortica. Știu cum s-a născut subiectul, știu cum s-a construit cartea. Cert este că în 6 luni, la sfârșitul cărora este adevărat că nu mai eram capabilă nici să spun cum mă cheamă, pentru că muncind atât de mult, eram Și epuizată, dar ziua după și șase, noaptea. și ziua și noaptea, a fost un marș forțat, dar a fost o experiență cu toată smerenia, voi spune transcendentală, pentru că eu nu știam cum scriu. Mi-am descoperit stilul, mi-am descoperit modul în care mi se nasc ideile, sensibilitatea pe care o am, felul în care caut cuvintele, felul în care simt nevoia pregnantă de a restitui exact temperatura, nuanța, culoarea, savoarea unui anumit lucru. Nu știam lucrurile acestea. Mă descopeream, a fost o descoperire a propriei mele lumi interne și a universului meu intern. Ești o cititoare de beletristică? Devorez aproape orice. Apoi, în gusturile mele sunt destul de clasică, dar știu să apreciez pentru că eu consider că în afară de faptul că la baza oricărei cărți și oricărui document scris există muncă, îmi place sau nu-mi place, este întotdeauna ceva de învățat din absolut orice citim. Că ne place sau nu ne place, că apreciem
sau nu apreciem, este întotdeauna o idee cu care plec. Inclusiv învăț asupra lucruri despre mine, despre mine însă, cum reacționez la anumite teme, la anumite stiluri. Sunt o devoratoare. Apoi, trebuie să recunosc că viața mea profesională nu mi-a lăsat timpul pe care mi l-aș fi dorit pentru așa ceva. Dar cred că și aceasta este o alegere și o alegere a fiecăruia dintre noi, că e ușor să ne găsim scuze. Te întreb când nu facem un anumit și din lucru. Perspectiva întrebării dacă te regăsești într-o mai mare măsură într-un autor internațional, dacă ți se pare că te apropii ca stil, ca abordare, ca tematică, ca metaforă de cineva. Este o întrebare la care, sincer, fiind la prima carte, sunt foarte umilă din acest punct de vedere. Este prima carte, încă nu am dovedit ceea ce pot. Eu am pus titlul Cum faci o carte fenomen, deci mă aștept să fie fenomenal eu această carte. Eu sunt foarte mândră de această carte și cred că este o carte foarte frumoasă care transmite foarte multă emoție, care transmite lecții în sensul în care dacă ne putem confrunta cu lucruri trăite de alții decât pe pielea noastră, este ceva de învățat acolo. Pentru că acolo se merge de la alb la negru închis. Se trece prin tot spectrul. Este o carte care până acum a atins mulți oameni. De aceea, eu cred că această carte în sine are multă valoare. Eu, ca autor, vreau să-mi păstrez această poziționare umilă, să mă compar cu cine mi-ar plăcea. Da, într-o perspectivă, de ce nu? Am fost foarte marcată, de exemplu, și într-un anumit fel, poate am fost influențată în ceea ce am scris, de Pamuk, Muzeul Inocenței. Da, bineînțeles, a fost cineva destul de cunoscut, care la un moment dat mi-a și zis un lucru pe care eu l-am apreciat enorm de mult, la care orice scriitor visează, mi-a zis că tu ai putea scrie de Nobel. Am de muncă, dar de ce nu? Ne putem fixa obiective foarte înalte. Dar, sincer, prefer să rămân modestă în poziționarea mea. Este un statut nou și pentru mine. Știu că vreau să continui, știu că pot. Am încredere în faptul că am lucruri de spus, lucruri de transmis. Da, pe undeva se poate. Eric Emanuel Schmidt este un alt stil de care cumva mă apropii. Deci sunt câțiva autori. Apoi eu, prin prisma exigenței mele personale, consider că sunt la început de drum, trebuie să-mi văd, cum se spune, lungimea nasului și trebuie să demonstrez sau să vină aceste comparații de la public, de la critici, înainte de a mă poziționa eu însă ca fiind marele scriitor. Se poate spune că această carte este într-o măsură autobiografică? Este întrebarea mea preferată. Toată lumea mă întreba asta. Am spus că o să creez un hashtag Eu sunt Dora. Voi cere drepturile, pentru că sunt prea multe cititoare care îmi scriu că ele s-au identificat și că dacă n-aș fi scris eu, aș fi scris ele. Deci da, pot spune Eu sunt Dora. Dar în ce măsură sunt eu Dora? În măsura în care trăirile despre care vorbesc sunt autentice. O să vă dau o anecdotă. Am scris zilele trecute un articol care povestește cum un prieten al meu, Silvan, a devenit actor. După o viață de corporație, a construit foarte mult, apoi a trecut la business-ul său. La un moment dat a hotărât că el vrea să se caute pe sine însuși și a devenit actor și îmi vorbea de exercițiile pe care le făcea și cum reușesc de fapt actorii să transmită acea emoție. Și el mi-a spus că la școala pe care a făcut-o el, la Cours Florent, care este unul dintre cele mai reputate cercini în Franța, fac niște exerciții care se apropie, se regăsesc acestea în psihoterapie și în meditație. Se coboară în cel mai profund sine pentru ca actorul să-și poată înțelege eul profund. Și numai cunoscând drumul drept către emoțiile sale, poate fi autentic jucând un rol. Deci am întrebat pe mine dacă este vorba despre mine. Este ca și cum am întrebat un actor dacă personajul pe care îl interpretează este el. Da, într-o oarecare măsură este. Pentru că este el,
așa cum ar reacționa pus în acea situație reală. Da, în această carte, eu cred că așa aș trăi situațiile care sunt descrise în adâncul meu. Și apoi, bine, într-o carte evenimentele sunt făcute pentru a capta cititorul, pentru a-i aduce ceva în plus. Poate că viața în sine nu este astfel orânduită, nu fiecare eveniment este excepțional, nu tot ritmul unei vieți este liniar, și în această carte ritmul este extrem de rapid, se rostogolește, este ca o avalanșă, este ca un bulgăre de zăpadă și care crește și la un moment dat este o explozie monumentală și apoi se încep să se sedimenteze lucrurile. Este foarte vizuală cartea? Eu cred că da, și este ceea ce revine sistematic în feedback-ul cititorilor, că este viziunea cinematografică. Asta te întrebam pentru că acum de câțiva ani de zile este o tendință la Hollywood în care eroul principal nu mai este un el, este o ea. Te vezi totuși scrie și o carte cu personaj principal masculin? Absolut. O să vă spun și de ce prima nu a fost din perspectiva lui. Pentru că m-am simțit mai legitimă, mai convingătoare din perspectiva ei, pentru că îi cunosc trăirile mai bine decât pe ale lui. Dar următoarea cu siguranță îl va avea pe el sub reflectoare. Cu siguranță. A schimbat această carte și destinul tău personal? Înțeleg că ai renunțat la cariera de corporatist. Am renunțat, e încă un cuvânt mare, încă nu am hotărât dacă mă întorc sau nu. Ai pus o pauză. Am apăsat pe butonul pause. Mi-a schimbat viața foarte mult. Am descoperit enorm de multe lucruri. Deci eu am scris această carte. Mi-a luat 6 luni, munceam foarte mult, dar în momentul în care această carte s-a născut, n-am prea știut ce să fac cu ea. Și, de fapt, mai este un episod înainte de a începe, de a declanșa scrisul ca atare. Mi-am pus o întrebare foarte profundă: în ce limbă voi scrie? Foarte interesant și asta. Pentru că, practic, nivelul meu în limba română s-a oprit din evoluție la 18 ani. Când am plecat în străinătate și ani la rând am avut o medie vorbită de 20 de minute pe săptămână, cam așa, pentru că așa erau timpurile. Se prindea greu legătura cu România, costau foarte mult convorbirile, deci am vorbit foarte puțin română. Studiile mi le-am făcut în limba franceză, de la studiile superioare vorbesc. Deci limba mea de adult este limba franceză. Acolo sunt eu autentică în viziunea pe care o am ca adult. Apoi, ca structură intrinsecă, sunt româncă. Nu mi-am pierdut niciodată această identitate, chiar dacă am trecut și printr-o fază de criză identitară, ca orice om care își părăsește țara. Deci aceasta a fost o primă alegere. Până la urmă am hotărât că voi scrie în română. Am lucrat cu Dex-ul, nu pot să vă spun, și acum mă mai verific cu Dex-ul. Dar din momentul în care am scris această carte, era în română, deci țară pilot România, am încercat să găsesc o editură. Aș fi putut adopta soluția de facilitate, mă o făceam singură. De altfel mi-am făcut un tiraj personal pentru care am tremurat o oră întreagă când am văzut primul exemplar, copia lucioasă, am creat coperta, am creat punerea în pagină. A fost un sentiment extraordinar. Am creat ceva. Nu, pare simplu, pare banal, dar nu este. Seamănă cu nașterea unui copil? Mult. Apoi, să nu exagerăm, un copil și mai ales pentru mine copiii sunt sfinți, dar este într-adevăr, este o procreere. Dar din momentul acela, deci aș fi putut să-mi fac eu un tiraj, să vând pe Amazon sau pe un alt site, dar am vrut să știu ce valorează această carte. Și am încercat să contactez diferitele edituri. Am întrebat printre prieteni, nu cunoștea nimeni, am găsit 2-3 contacte, n-a vrut nimeni să-mi citească manuscrisul. Stai și m-am gândit eu ce fac acum, că tot nu vreau să o public eu singură, pentru că nu voi ști niciodată, da, ori să cumpere prietenii care îmi vor spune că este minunată, pentru că mă iubesc pe mine. Eu vreau să știu ce valorează această carte. Și din momentul acela m-am gândit, poate ar trebui să mă fac cumva cunoscută. Și m-am gândit, voi crea un blog.
Dar eu, alegerea mea a fost ca, în afară de cercul meu intim, nimeni să nu știe de acest proiect, pentru că, încă o dată, am vrut să construiesc ceva pe scris, nu pe ceea ce știe lumea despre mine. De altfel, dacă te-ai uitat pe pagina mea, sunt foarte puține poze. Nu... Vreau să comunic exclusiv, să capitalizez pe scris. Și din momentul acela am zis, ok, voi crea un site, un blog, dar dacă nu mi-l citește nimeni, voi avea o problemă. Deci am început să construiesc, plecând de la zero, o pagină Facebook în care nu am avut absolut niciun prieten din viața mea personală. Am plecat de la zero. Am început să recoltez. Și ai 4999 de prieteni, eu am fost al 5000. Dar probabil că a ieșit cineva, nu mă mai place o persoană, pentru că mai devreme la 5000 chiar m-am mirat și mi-a s-a făcut foarte plăcere. Exact, exact. Ideea este că am început să creez conținut. Și prin acel conținut am reușit să aduc oameni și am început să pregătesc câteva articole pentru ceea ce îmi imaginam eu că va fi site-ul meu. În paralel, deci în această construcție, am început să trimit la edituri, dar ca să cumva să deschid ușa, să forțez ușa, am spus trimit la concurs. Dacă trimit prin contacte, nu vrea nimeni, dacă trimit spontan, nu vrea nimeni. La concurs sunt obligat să-mi spună da sau nu. Are legătură cu concursul sau nu are legătură? Cineva îmi va citi manuscrisul. Și astfel am ajuns eu la editura Univers, dar lucrurile acestea s-au petrecut în mai multe luni, pentru că, evident, a fost anunțul, s-au trimis aplicațiile, s-a închis procesul, s-a făcut selecția, etc. Deci, în aceste luni, eu am continuat pe planul paralel. Am creat pagina de Facebook, am început să creez acel blog, îmi pregăteam articolele și într-o zi a fost fix între ce s-a întâmplat la Colectiv și ce s-a întâmplat apoi, că a fost după câteva zile atentatele de la Paris. Deci eram între aceste două evenimente, alergam după medicamente, că așa practic s-a făcut o sinapsă, alergam după medicamente pe care voiam să le trimit în țară pentru Colectiv și una dintre persoanele cu care eu lucram și vorbeam toată ziua la telefon unde să găsim ce medicamente, de ce medicamente avem nevoie, etc., publicase la un moment dat în această revistă Checi, de care eu nu m-am auzit niciodată pentru că sunt plecată de foarte mulți ani din țară. Și m-am gândit, poate ar trebui să încerc și eu să public într-o revistă. Am contactat publicația Checi, le-am întrebat dacă ar vrea să se uite pe un articol. Mihaela Cârlan de la Checi mi-a răspuns imediat, mi-a zis că da. I-am trimis articolul, după care nu m-a mai răspuns deloc. Am mai contactat-o după 48 de ore, jenată că o deranjez pentru un microarticol, și Mihaela răspunde imediat, scuză-mă, am avut foarte multe lucruri, dar ți-am publicat articolul și dacă îmi trimiți 2-3 articole pe săptămână, deschid cont de autor. Și am zis, poate o greșeală. Și m-am uitat, aveam deja 1700 de vizualizări, nu mă cunoștea nimeni. Am zis, poate, este o întâmplare. Este și o publicație foarte citită în mediul online. Doar că eu nu știam ce scriu, cum scriu, era prima dată în viața mea când publicam ceva. Da, mi s-a mai întâmplat în viața profesională, bineînțeles, să dau interviuri, să vorbesc despre ceea ce fac. Dar una este să discuți despre un subiect de specialitate pe care ai expertiză, ai experiență, ai viziune cunoscută și alta este să pleci de la zero, să nu fii nimeni. Și astfel am început eu să scriu la Checi. Am făcut în 6 luni 150.000 de vizualizări. M-am clasat aproape sistematic în top 5, dacă nu pe locul 1, ceea ce pentru mine a fost o surpriză enormă. Enormă, pentru că eu simt această plăcere un lucru, să o simtă și alții în a citi, pentru mine a fost o satisfacție majoră. Asta este o premisă foarte bună, că cartea ta va fi foarte citită. Și că ne apropiem de finalul acestei prime părți, aș vrea să te întreb cu ce crezi că va rămâne cititoarea, cititorul acestei cărți după lectura ei? Vă pot spune cu ce rămân cititoarele care mi-au transmis feedback-ul lor, publicat sau în privat. Cu o emoție foarte puternică, cu dorul de dragoste, cu dorul de dragoste profundă, că e o poveste de dragoste, și cu admirație pentru personajul principal, care deci creezi un model de urmat?
un model inspirațional sub un Într-un anumit... fel, da. Pentru că Dora spune, în situații la limita imposibilului, viața e frumoasă. Da, putem trăi în viața reală ca în cărți, ca să spunem așa? Oh. Uneori în cărți e mai ușor să faci alegeri radicale. Una dintre filozofiile acestei cărți este că realitatea depășește imaginația. Foarte frumos. Explică-ne puțin chiar pe încheierea de primă parte titlul cărții, dacă vrei să explici ceva despre titlul. Acest titlu s-a hotărât practic singur. Titlul original era diferit. Aceasta este, de fapt, replica personajului masculin, care, în căutarea jumătății lui, neputându-o atinge, e o declarație. A rugat-o să rămână măcar acea insulă de euforie, insula în care el se regăsește, insula care îi lipsește, tot ceea ce nu poate atinge. Dar este o replică din, practic, de la începutul romanului, din prima parte a romanului. Ai și feedback-uri de la bărbați, cititori, sau doar de la fete? Da. Și bărbații ce spun? Cel mai recent pe care l-am văzut și scris, deci este pe Facebook, a spus că această carte i-a schimbat perspectiva asupra vieții, ceea ce pentru mine este extrem de valoros. Îți mulțumesc foarte mult, Victoria, îți doresc succes cu romanul tău și să urmeze și altele, poate și o ecranizare, și te mai așteptăm pe la noi cu noi apariții editoriale. Mulțumesc foarte mult! Iar pe dumneavoastră vă invit să rămâneți alături de noi. După doar 30 de secunde, urmează o a doua parte a emisiunii cu un invitat surpriză. Faceți parte dintre pionierii pieței acesteia de medicină estetică. Cât de mult s-a schimbat medicina estetică în România în anii aceștia de când o practicați? Chiar pionier în medicină estetică nu sunt. Nici n-am vârsta respectivă și nu. Chirurgia estetică în România are aproape 80 de ani. Mă refer la perioada de după 89. Da, de după 89, într-adevăr. Eu am deschis prima mea clinică în 2003, deci eu sunt deja destui ani de atunci. S-a dezvoltat enorm. Era și normal să se dezvolte. Într-adevăr, la vremea respectivă, în 2003, cred că erau în tot Bucureștiu, poate 4 clinici sau 5, ceva de genul ăsta. Acum poate sunt 30, nici nu știu, nu le-am numărat, dar cred că undeva pe aici. Cât dintre ele sunt fondate de români? Pentru că am văzut că sunt și foarte mulți medici străini care au început să activeze pe zona aceasta. Serios? Medici străini care activează în România? Da, cel puțin așa mi se pare. Poate au studiat în România, dar par de origine străină. De practicat medicina în România trebuie să ai drept de liberă practică. Probabil că medicii străini la care faceți referire au făcut medicina în România, mai mult ca sigur. Dacă vă referiți la clinicile din străinătate care au reprezentanții în România cu rol de a racola pacientura și au trimit în străinătate, asta este, să zicem, altă, este și asta, mă rog, ca o variantă de business, dar nu o discutăm, că nu prea sunt de acord cu așa ceva. Consider că există suficientă calitate în această specialitate, se găsește în România și e normal ca un român să adreseze unui medic, în primul rând unui medic din România. Ok, sunt de acord că poate există niște excepții sau, eu știu, niște situații în care, pentru un caz punctual, există o soluție mai bună în sănătate, dar
În marea majoritate a cazurilor, orice persoană își poate găsi rezolvarea de calitate în România. Știu că ați urmat o serie de stagii de pregătire în străinătate. Dacă ne puteți povesti care au fost cele mai relevante întâlniri profesionale pe care le-ați avut și ce a însemnat asta pentru experiența dumneavoastră profesională? Deci am început chirurgia plastică la Spitalul Floreasca. Acolo am lucrat și am învățat chirurgie pură. Am lucrat cu domnul profesor Lascăr, de la dumnealui am învățat să fiu chirurg. Mai departe, trecând în subramura aceasta, medicina estetică, chirurgia estetică, care este o subramură a chirurgiei plastice, aici a trebuit să merg să caut, să-mi găsesc stagii în străinătate, să găsesc profesori care să fie de acord să stau pe lângă ei și să fur din această meserie. Pentru că în România chirurgia estetică nu era, cum să spun, un capitol care să fie ușor de învățat, pentru că nu era nici obligatoriu, noi nu am avut cursuri obligatorii despre așa ceva, totul era opțional. Oricum, chirurgia estetică se face doar în privat. Ăsta era și motivul pentru care nu a fost atât de dificil să găsești în țară pe cineva de la care să înveți. Am umblat peste tot în lume, peste tot. Asta e și modalitatea în care eu am văzut lumea într-o primă parte a călătorilor mele. Din America, New York, San Francisco, Los Angeles, în Europa, aproape în toate marile capitale, peste tot am găsit medici extraordinari de dornici și de amabili și de deschiși. I-ați întâlnit mai degrabă la manifestări medicale de tip congrese sau i-ați căutat pur și simplu pe internet? La manifestările medicale de tip congrese, da, se dezvoltă mai ușor prietenii. Acolo cunoști oamenii, acolo se schimbă telefoanele, în sfârșit. Așa se creează relațiile și de aici, pas cu pas, din vorbă în vorbă, dintr-un într-altul, ajungi și afli și care sunt cei mai buni pe anumite operații pe care dorești tu să le înveți sau să ți le însușești mai repede. După care urmează să îi vizitezi, vizita se întoarce și așa mai departe. Deci, ca în orice domeniu, se dezvoltă relații. Sunt foarte importante și pentru o persoană la început de carieră sunt absolut vitale. Cel puțin în domeniul ăsta. Cred că în orice domeniu e important să ai conexiuni cu Europa. Și datorită acestor conexiuni, eu m-am dezvoltat, am venit acasă, am făcut această clinică și am putut să practic această meserie. Nu am învățat numai meserie, am învățat să fiu om de meserie, am învățat să... Meseria de om este cea mai grea până la urmă și cea mai importantă. Să fii om în meserie, da, e foarte important. Să știi să spui și nu, pentru că vreau să vă mărturisesc un secret în momentul ăsta, spun mai mult nu decât da. Adică am suficiente consultații, iar în momentul în care... De fiecare dată când mi se cere ceva ce știu că nu aș putea să fac ceea ce mi se cere, atunci... Sau poate nu avantajează persoana respectivă, deși orice motiv. Fie că nu avantajează, fie că nu înțelege ce îi spun, fie că... Deci, din orice motiv, e cel mai bine să spui nu și persoana să ducă să găsească un alt medic care poate... înțelege mai bine ceea ce îi se cere. Trebuie să... Dar lucrul ăsta se învață din experiență, pentru că la începutul carierei nu știam să spun nu și am avut un pic de, să zicem, de suferit din cauza asta. Deși mi-am dat toată silința și operațiile acelea, la care fac referire acum, au fost perfecte, din cauza faptului că persoana respectivă nu știa, nu înțelesese ceea ce vom face și unde vom ajunge sau nu a vrut să înțeleagă sau din diverse motive, evident că am avut de suferit.
Și atunci ați devenit mai prudentă pe viitor. Prudentă, pentru că în primul rând tu trebuie să-i oferi pacientului acea operație sau calitatea acelei operații cu care persoana respectivă să fie fericit, da? Mulțumit, măcar mulțumit. Uneori acest lucru nu coincide cu normalitatea, nu coincide cu posibilitatea noastră tehnică de a ajunge acolo, nu coincide cu ceea ce îmi place mie și atunci trebuie să spui nu. Pentru că altfel... Vin pacienții cu fel de fel de fotografii futuriste. Da. Vin, sigur. Și unele doamne vin fotografii care sunt mai mult decât ușor de atins ca și exemplu sau ca și model. Alte persoane nu au nicio legătură și nu orice-i face nu ai putea să ajungi vreodată acolo. Oricât ai încercat. Astea sunt cazurile la care trebuie să spui nu, pentru că acea persoană, indiferent cât de perfect ai face tu operația, nu va fi mulțumită. Și mai este o categorie de pacienți la care am învățat să spun nu și pe care îi simt la început, sunt aceia care, dintr-un motiv sau altul, nu pun accent sau nu realizează cât de important este respectarea indicațiilor postoperatorii. Și aici avem o mare problemă, pentru că dacă pacienta nu este responsabilă, măcar responsabilă, să înțeleagă că o operație nu poate să ajungă sau nu poate să se vindece corect dacă tu te duci și, eu știu, de exemplu, la dinți, da? Ți-ai făcut o plombă și te duci și mănânci bomboane la 10 minute după această intervenție. Normal că nu va ieși bine. Am dat un exemplu foarte simplu ca să înțeleagă toată lumea. Indicațiile postoperatorii trebuie să le respecti, că sunt pentru tine făcute ca pacient, nu sunt pentru mine ca medic să... Eu n-am ce să fac. Dacă ai plecat acasă din clinică, trebuie să respecti aceste indicații ca să te vindești corect. Dacă nu pui accent pe treaba asta, ce să facem noi medicii? Să punem un GPS, să controlăm pacientul, să vedem dacă... Nu avem ce să facem. Apropo, există și spitale în care oamenii să fie internați, să stea pe o perioadă mai lungă, să fie supravegheați de specialitatea asta? În străinătate, mă refer. Deci, totul este contra cost. Tu poți să stai în spital și o lună, dacă vrei și consider că nu ești în stare să ai grijă de tine, deși sunt lucruri mai mult decât normale, da? Dacă plătești, sigur, poți să stai, dar, scuzați-mă, de ce este așa de dificil să înțelegi că trebuie să porți o bustieră non-stop? Mă refer la o intervenție la sân. Ce este greu aici? De ce ar trebui să stai în spital ca să te supraveghezi o asistentă că porți bustiera non-stop? Sau ce? Adică, sunt niște lucruri care sunt de bun simț până la urmă. Să te îngrijești așa cum te scoli dimineața, faci duș, te speli pe dinți. Sunt lucruri de bun simț pe care tu trebuie să le respecti, că medicul ți le-a indicat să urmezi o rețetă pe care ai primit-o, da, să iei medicamentele și mai departe. Astea sunt lucruri simple. Numai că trebuie să le respecti, să nu le ignori, să nu dai niciun fel de importanță faptului că atunci când ți s-au făcut o operație la nivelul sânilor ăștia, trebuie să-i lași să se vindece. Există gravitația care, din păcate, acționează și după operație, nu numai înainte, da? N-am tăiat gravitația ca să nu mai... Și atunci ei se vor lăsa dacă noi îngrijim corect și noi susținem corect printr-o bustieră. Fac aceste referiri pentru că am avut foarte mult de tras de pe urma unor paciente care nu au respectat indicațiile postoperatorii și s-au întors cu toate armele mediatice împotriva mea, ca medic, că vezi, doamne, operația a fost greșită. Asta este. Deci sunt... Și ăsta e motivul pentru care exact la începutul interviului am spus că este greu. Este foarte frumos, este cu pasiune, pentru că fără pasiune nu poți să faci nimic, practic. Dar este greu. Este greu să gestionezi toate așteptările și toate, mai ales, să zicem, nemulțumirile. Sunt și intense emoționale tipul ăsta de așteptări. Totul este, da, legat de trăiri. Și mai un aspect, toți suntem asimetrici. Toți avem asimetrii la diverse niveluri. Mama natură nu ne-a lăsat simetrici. Atunci cum poți tu să ai pretenția de la un medic să te facă simetrie absolută? Ok.
Și asimetriile au frumusețea lor până la urmă într-o măsură. De acord. Problema următoare, că înainte de operație nicio pacientă nu se uită în oglindă și sau chiar dacă nu-și vede asimetria. Mai ales la nivelul sânilor. Să zicem că la nivelul feței te uiți mult mai des în oglindă decât te uiți la nivelul sânilor. După operație, în schimb, dacă eu ca medic nu am fost suficient de vigilentă să indic pacientei înainte de operație că există o asimetrie, să-i o arăt în oglindă, să fotografiem, să ne uităm împreună și să o bage în sfârșit în seamă, că altfel așa, după operație va vedea orice mică asimetrie chiar și acolo unde nu este, pentru că e foarte atentă și acuitatea vizuală într-o dată capătă niște valențe și atunci trebuie să avem discuții liniștite, lungi, până când pacientele înțeleg și obțin absolut toate. Dar este un lucru firesc. Răbdare și răbdare, pentru că oricare dintre noi, și eu dacă aș fi pacientă, și mă rog, am fost și o pacientă pe asta alte specialități. Asta vreau să vă întreb, ați fost? Bineînțeles, pe alte specialități. Normal că am fost la viața mea pacientă. Nici eu nu cred că sunt atât de comodă, mai ales că am atâtea și atâtea cunoștințe. Adică, într-adevăr, cred că orice medic este un pacient mai puțin docil, pentru că are în memorie cam toate complicațiile care ar putea apărea și atunci, să zicem, îngrijorările sunt mai mari. Dar mine temperez, sunt politicoasă, citesc, vorbesc, întreb, da? Deci, așa trebuie să comporte oricine. Dar trebuie să păstrezi legătura cu realitatea, pentru că dacă ai pierdut-o, atunci este mai grav și trebuie să ne găsim din nou legătura cu realitatea. Cum au evoluat cererile de servicii pe această zonă? La un moment dat, sunt niște mode în această piață? Pacienții cer așa în anumiți ani mai degrabă un anumit tip de serviciu și în alții altul? Întotdeauna a fost cerere mare pentru tot ce înseamnă ajustări chirurgicale la nivelul sânilor. Fie că a fost vorba de ridicare, de mărire, de micșorare, de în sfârșit. Aici, să zicem că trendul a fost constant. La fel în ceea ce privește lipoaspirația, deci remodelarea prin lipoaspirație, mai ales a femeilor, corecțiile la nivelul nasului, deci rinoplastiile. Deci astea sunt niște operații care au fost totdeauna cerute în aceeași măsură și probabil că totdeauna vor fi, să zicem, procentual cam tot pe acolo. Acum, având în vedere și faptul că numărul de cabinete a crescut, având în vedere că există reprezentanții a unor clinici din străinătate care fac o muncă asiduă de a lua din pacientul și a trimite în străinătate, uneori o muncă care nu e chiar cinstită. Poate că undeva aceste operații au scăzut ca număr pe fiecare clinică în parte, dar nu pentru că a scăzut interesul. Pentru că a scăzut interesul, nu. Ba din contră, adresabilitatea din ce în ce mai mare, cu mai multă ușurință acum o doamnă își ia inima în din și vine și trece printr-o astfel de experiență. Pentru că există peste tot, în dreapta, în stânga ei, persoane care au avut deja această experiență, care și-au recăpătat conturul dorit, care, eu știu, au un nas mult mai frumos sau un ten mult mai luminos. Au apărut și soluții medicale mai safe din perspectiva pacientului? Haideți să vă spun ceva. Apar tot felul de produse și dispar și iar apar și dispar. E foarte important ca atunci când faci o astfel de meserie să fii puțin prudent, să nu te aventurezi și să lucrezi imediat cu primele produse care au apărut pe piață, pentru că dacă faci lucrul ăsta s-ar putea să ai niște efecte adverse rapide. Pacienții noștri nu sunt cobai, da? Noi nu facem experiențe pe pacienții noștri, eu cel puțin așa procedez. În momentul acesta lucrez
în continuare și voi lucra totdeauna cu acidul hialuronic, care este aproape fără niciun fel de reacții adverse, cu toxina botulinică, care s-a dovedit în ani și ani, 40-50 de ani de când e folosită, că nu avem nicio problemă cu ea, cu toate procedurile la care nu am niciun fel de reacții adverse și mă abțin de a mă aventura să, numai pentru publicitate, să apar la televizor și să spun: mamă, produsul ăsta, pac, a apărut, e numai nemaipomenit, veniți la mine că numai eu îl fac sau îl fac sau așa mai departe. Nu fac chestia asta, pentru că am avut și eu în cariera mea, cred că vreo două produse pe care le-am luat pe, cum să spun, încredere, cu mare încredere de la producător, văzându-le promovate la congrese și așa mai departe. Și nu am avut rezultate foarte bune, le-am și eliminat foarte repede. Deci nu mai fac aiducii de genul ăsta, nu este o meserie în care trebuie să faci aiducii și nici pioniera nu e bine să fac. Mă rog, în aceleași considerente, deci tu să fii primul care faci ceva sau... Ok, sunt de acord că așa evoluează orice specialitate și orice domeniu, dar... Ați decis să fiți mai conservatoare. Lasă să evolueze, da, în alte clinici, iar eu prefer să aplic numai tratamente și tehnici care sunt mai mult decât safe. Prin urmare, ce s-a schimbat este zona de acceptanță socială sau... Exact. S-a schimbat mult. Și e loc și de mai bine. Eu, de exemplu, mă adresez întregii țări. Noi nu avem mai pacienți din București. Vin de la Constanța, de la Galați, de la peste tot, chiar din marile centre unde există clinici importante de chirurgie estetică. Pacienții, până la urmă, fiecare pacient își găsește medicul pe sufletul și asemănarea lui și viceversa. Fiecare medic își are pacientul potrivit. Pentru că, până la urmă, o domnișoară care dorește implantul de un kilogram jumate va găsi un medic care să-i pună implantul mai mare de un kilogram jumate. Până la urmă. Dar nu voi fi eu niciodată acea persoană care să mă aventurez. Știu bine că nici nu e sănătos, nici nu va sta bine, nici... În sfârșit, nu mai comentez, pentru că este o aberație și este ceva ce nu este natural. Pentru ce tip de servicii vin bărbații, apropo de clientela masculină, care a spus că se dezvoltă? Pentru întinerirea feței, pentru botox, pentru injectări cu acid hialuronic, evident nu în buze, ci în alte zone în care e nevoie de readucerea volumului natural, cum ar fi pomeți, cum ar fi șanțurile nazogeniene, pentru rinoplastii, pentru ginecomastii. Ginecomastia este dezvoltarea exagerată a glandei mamare la bărbați, se tratează chirurgical, pentru lipoaspirații, pentru mezoterapie, pentru multe otoplastii, corecția urechilor, nu multe proceduri care se aplică, de fapt toate procedurile, aproape toate, pe care noi le facem, se aplică și femeilor, se aplică și bărbaților. Bărbații, în schimb, răspund altfel la aceste tratamente, uneori cantitățile de produs sunt mai mari pentru ei și un lucru foarte important, un bărbat tânăr poate să aibă riduri de expresie care sunt, trebuie să le lași acolo, nu trebuie să le ștergi, că după aia nu mai e normal, nu mai arată firesc. Deci unui bărbat nu-i ștergi toate ridurile, pentru că e normal ca un bărbat să aibă câteva riduri pe aici pe acolo. Îi ștergi doar acele riduri care țin strict de vârstă, să spun de vârsta mai așa. Și nu de expresie. Și nu de expresie, da. Deci sunt particularități de care trebuie să ai grijă și să le cunoști ca să aplici un tratament corect unui bărbat. Altfel, transformi el, îl efeminezi și nu e... Nu cred că ăsta este scopul. Adică, clar, nu ăsta este scopul. Ca procent dintre cei care solicită aceste servicii, și femei și bărbați, sunt mulți care o solicită cu motivații profesionale, în sensul că au o activitate publică, știu și eu, apariții media sau relații cu publicul, sau o fac pentru ei personal, la nivel personal? Pentru ei personal. Nu, deci marea majoritate a pacienților mei bărbați nu sunt persoane publice. Sunt persoane care sunt foarte atente cu felul în care arată, și probabil că au niște posturi, niște joburi interesante, nu știu, nu cunosc eu toate amănuntele vieții private, mă rog, ale pacienților mei.
Dar sunt persoane, o parte din acești bărbați sunt aduși de propriile soții, pentru că soțiile au fost inițial și sunt în continuare pacientele mele și vin și cu soții pentru îmbunătățiri diverse, estetice. Deci există și această variantă. Avem și foarte mulți străini din București, deci bărbați care, de străini care lucrează în România, probabil s-au mutat, s-au sfârșit, nu știu să vă spun exact, dar cel puțin am niște pacienți străini care sunt bărbați fiind, i-am de cel puțin 5-6 ani și vin constant, foarte corect, s-au făcut 6 luni, a venit domnul. Sunt mai disciplinați bărbații din punctul ăsta de vedere? Da, da, sunt disciplinați. Da, sunt foarte... Da, dar nu mă, bărbații, bine. Ok, bărbații sunt undeva în jur 30% din pacientura mea. Femeile sunt mai multe. Procentual vorbind, care sunt mai disciplinate, evident că sunt femeile mai multe. Pentru că e procentul mai mare. De... Dar... Ca tipologie, totuși, bărbații sunt mai disciplinați, așa, de pe locul... Sunt mai ascultători. Sunt mai sensibili. Suportă mai greu durerea, unii chiar leșină, dar una peste alta, ei sunt, da, sunt într-adevăr mai, mai disciplinați. Acum mă gândesc foarte, nu m-am gândit până acum, până la întrebarea pe care mi-ați spus-o, nu m-am gândit, dar într-adevăr aveți dreptate, sunt mai disciplinați. În sensul că respectă cu strictețe, dacă n-am înțeles ceva, dau telefon, nu fac, hai că merge și așa. Da, sunt mai disciplinați. V-ați dorit în vreun fel ca această clinică pe care ați fondat-o să fie diferită față de altele din București? Care ar fi, să zic așa, semnătura dumneavoastră din perspectiva clinicii? Nu știu dacă diferit e cuvântul potrivit, dar am dorit totdeauna să fim corecți, să fie o clinică sinceră, onestă, să nu exagerăm cu nimic și să ne dedicăm și să încercăm să facem tot ce putem mai bine pentru fiecare pacient în parte. Deci asta este ceea ce ne-am dorit. Poate să zicem că asta este semnătura, dacă asta poate să fie o semnătură. În mod normal, orice medic ar trebui să gândească la fel. Onestitate. Este cuvântul care pe noi ne caracterizează. Vă mulțumesc foarte mult!